După rezultatele dezastruoase obținute la simulări, care se remarcă în media națională, un raport întocmit de inspectorii școlari arată o ruptură între mediul urban și cel rural. Anul acesta, în județul Mehedinți, a scăzut numărul celor care au ales să-și testeze cunoștințele la simulările din luna martie. La examenele de simulare, atât la bacalaureat, cât și la evaluarea națională, am avut licee sau școli care au avut un procent mic de promovabilitate sau chiar procent zero. Astfel avem la bacalaureat Liceul de Transporturi Auto, Liceul Tehnologic Alânga și Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu Șișești. La evaluarea națională, într-adevăr, avem mai multe școli, îndeoseb din mediul rural, dar acolo avem unele școli care au un singur copil sau 2-3 care au participat, automat procentul, dacă nu a luat niciunul, este zero, dar vom lua următoarele măsuri. Deja pentru evaluarea națională, inspectorii au mers pe teren, avem o tematică care se va aplica începând de astăzi în toate școlile, inspectorii de sector vor merge în școli și vor insista în aceste școli care au rezultate slabe să verifice tot ceea ce ține de pregătirea copiilor pentru examenele naționale. Aproape 1000 de elevi au lipsit de la simulare, cei mai mulți dintre aceștia din mediul rural. Consilierii școlari spun că teama de eșec și frica de examene pot aduce momente de stres și emoții negative, atât pentru elevi cât și pentru părinți, iar modul în care este gestionată situația este cel mai important. Una dintre soluții este aceasta, activitatea de consiliere pentru controlul emoțiilor. A doua soluție pe care o pot face și părinții și cadrele didactice este să pună copiii în astfel de situații de învățare în care ei au emoții, care sunt puși în situația de a avea emoții și apoi să fie prelucrate acele emoții. Și a treia situație și cea mai simplă este să discutăm despre emoții. Una din experiențele mele este că inclusiv cu cadrele didactice și cu adulții, când facem o activitate în care sunt puși în situația de a-și exprima emoții, trăiri, sentimente, ne limităm la aceste foarte simple cuvinte: bine, rău, ok, în regulă. Rezultatele dezastruoase de la simulări i-au determinat pe reprezentanții inspectoratelor școlare să demareze ample controle în unitățile școlare. Rare ori, cadrele didactice percep eșecul ca fiind o parte a procesului de învățare.